CNSU a respins propunerea INSP de carantinare a capitalei și a Ilfovului. Decizia a fost luată în contextul în care Bucureștiul se apropie cu pași mari de o incidență de 16 la 1000. CNSU a mai decis că românii nu vor avea nevoie de certificat verde în magazine și în farmacii. Discutăm despre aceste anunțuri cu domnul dr. Emilian Imbrie. Este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Poate, din punct de vedere administrativ, e o decizie justificată. Din punct de vedere epidemiologic, discutăm acum, ar fi fost necesară instituirea carantinei chiar și pentru un termen limitat, de o săptămână, două? Da, sigur că decizia ar fi fost bună, însă în anumite condiții sau într-o localitate în care ar exista niște condiții în care carantina se poate face. Vorbind despre București, nu a fost niciodată sau nu s-a putut niciodată respecta orice încercare de a limita intrarea sau ieșirea în București. Asta s-a văzut de când a început pandemia. Ca atare și carantinarea, care practic înseamnă închiderea, da? Și opritul populației în locul în care este în momentul respectiv, nu o să se poată face pentru simplul motiv că majoritatea celor care lucrează sau mult, peste, cred că peste 45% din cei care lucrează în capitală sunt în zonele limitrofe, în imediată apropiere. Deci circulația, într-un fel sau altul, e practic greu de oprit, așa cum nici carantinarea Ilfovului și a ceea ce se spune că s-ar fi putut face nu se va respecta. Deci, epidemiologic, dacă este și epidemiologic, carantinarea este o metodă prin care se limitează circulația și ca atare se spune că se limitează transmiterea. Dar să fim foarte clari, într-o localitate ca Bucureștiul, în momentul ăsta, a închide, și dacă ar fi așa ceva, a închide doar în București, să dai posibilitatea să se miște persoane care majoritatea sunt purtători de virus, să spunem că la un moment dat se îmbolnăvesc toți cei izolați și fac boala, fie că ei tot circulă, practic, se duc la servici, se merge la școală și lucrul ăsta chiar în momentul de față și la amploarea pe care o are acum această pandemie, nu și are sensul. Deci cam asta ar fi părerea mea, cel puțin. Da? Bine, acum că oamenii vor merge la serviciu în orice condiții, evident, cu respectarea măsurilor specifice pandemie, asta, într-adevăr, nu s-ar fi putut decide să le interzici oamenilor dreptul la muncă, dreptul de a merge la cumpărături, evident. Dar vorbim de evenimente, vorbim de Horeca, de restaurante, da, evident, care sunt în continuare deschise. Toate instituțiile sunt deschise, toate activitățile se desfășoară ca și înainte. Poate aici, vă întreb, ar fi fost necesară o modificare? Da, aici sigur. Și vă spun că nici măcar nu ar mai fi trebuit, să zicem, n-ar fi trebuit să se obosească cineva să readucă în discuție treaba asta, pentru că asta trebuia să existe și trebuia să se respecte, pentru că pe hârtie se iau măsuri, da? Pe hârtie, decizii, ordine, nu mergem decât așa, nu intrăm decât așa și așa mai departe. Sigur că lucrurile astea, dacă ar fi respectate, nu ar mai fi nevoie să discutăm despre carantinare și despre alte probleme. Însă, eu vă rog să mă credeți că pe unde mă duc, văd clar că nu se respectă nimic. Deci, nu tu mască, nu, pe stradă. Ce să vorbim pe stradă mască? Suntem deja, ne apucă râsul, da? Dar și în interior. Uitați-vă și la școli. Deși este clar și spus foarte limpede că nu se stă fără mască, nici în recreație, da? Când ies în curte, se presupune că ar fi distanțați. Nu! Copiii sunt la grămadă, discută firesc între ei, comentează, se bucură de recreație. Nu poartă nimeni mască. Uitați-vă la ce se ia așa, ce se iau imagini și se transmit pe toate posturile, că practic nici nu se mai comentează că n-au mască. E firesc să nu ai mască. Deci, ca să revenim, eu cred că dacă s-ar respecta totuși aceste elementare lucruri, poate că sunt elementare și din cauza asta chiar se consideră că nu mai trebuie respectate,
Poate că se consideră că este deja atât de întinsă pandemia și infecția asta se transmite, virusul se transmite cu atâta repeziciune că nu mai are rost să te ferești, că deși ești vaccinat, tot aia e că tot te îmbolnăvești. Deci, și atunci sigur că lumea este într-o așteptare a ce? Eu vă spun că nu se va întâmpla să se oprească pandemia și am spus odată, este ca și cum ne-am învârtit unii după alții, noi după virus și virusul după noi, până când virusul își schimbă un pic hainele, da? Și revine și începe o nouă pandemie și așa mai departe. Într-adevăr, ce a spus dumneavoastră, cu hore, cu petreceri, cu asta chiar n-ar trebui să fie lăsat. Dar în rest, tot ce se întâmplă în țările din jurul nostru, unde, atenție, vaccinarea a ajuns totuși la, e declarată la 80%, la 70%. Acolo ce se vede clar? Că se vede clar că lumea merge la restaurante și merge în magazine și așa mai departe cu certificatul la ei. Dar dacă s-ar filma în spitale, s-ar vedea foarte clar că spitalele sunt relaxate. Nu există harababura și îngrămădeala asta de bolnavi. Deci presiunea este pe spital și vă rog încă o dată, trag un semnal de alarmă, nu că trag, eu tot am tras semnale de alarmă, dar nu mai sună sirena pe nicăieri. Deci există, mortalitatea este crescută și se moare din păcate la vârste tinere. Poveștile cu mor doar seniorii nu mai sunt valabile în etapa actuală. Pe de altă parte, dacă e să vorbim despre seniori și nu numai, despre persoanele care au poate probleme de sănătate, au fost deja autorități în alte zone ale țării care au făcut un apel către aceste persoane pentru a se proteja, tocmai pentru că nu a fost luată o altă măsură de către autorități, de a se izola o perioadă de 2 săptămâni, să spunem, până se mai calmează puțin lucrurile. Cei în vârstă să stea o perioadă departe de nepoții, de nepoții care merg la școală, iată, și care pot fi un pericol. E o idee bună, recomandați și dumneavoastră așa ceva? Sigur, asta a fost de la început și noi am reușit, adică România a reușit în prima fază a pandemiei, când practic a debutat și era în februarie acum 2 ani, da? S-a reușit acest lucru. Țineți minte că, sigur, cu comentariile de rigoare, cu bătrânii care dintr-o dată și-au descoperit apetitul pentru a ieși noaptea la plimbare sau indignarea că nu pot să mai iasă să pântuie prin magazine și așa mai departe, dar s-a respectat și atunci noi am salvat o mare parte din această zonă de vârstă, să spunem așa. Și acum ar fi necesar, vedeți, dumneavoastră a spus foarte clar, bătrânii să stea, ar fi bine să stea, bătrânii, seniorii, cum vreți să le spuneți, totuși suntem persoane care avem conștiența faptului că avem o vârstă. Este bine să stea, nu izolați, să stea mai deoparte un pic, dar atunci trebuie să completăm și să spunem și cei care îi vizitează ar trebui să stea ușor și să-i menajeze, adică să le ducă, dacă au gânduri bune, să le ducă ceea ce trebuie, să nu îi lasă să umble pe drumuri și să-și caute singuri de ale mâncării și apă, să le ducă, să le lase în hol acolo la intrare. E un gest omenesc și firesc și este un gest pe care orice familie îl face, indiferent câte recomandări s-ar da sau nu. Dar a te duce să mănânci împreună cu familia, să duci copiii să mai stea și pe la bunici o perioadă în momentul de față, este într-adevăr un lucru care ar trebui evitat, tocmai ca să le dai șansa acestor persoane să nu se îmbolnăvească.